Ministrul Energiei Sebastian Burduja susține că România poate aplica sistemul de compensare și plafonarea facturilor la gaze și energie până în primăvara anului 2025. Acesta a susținut însă că vrea o regândire a sistemului astfel încât beneficiile să fie țintite spre cei care chiar au nevoie de ele. În acest moment, cel puțin la consumatorul final, deci consumatorul casnic, consumatorul industrial, mediul privat în general, nu discutăm despre o ajustare pe termen scurt. Avem de principiu un acord la nivelul european ca cel puțin până în martie anul viitor să se permită asemenea scheme de sprijin. Sigur, pe cadrul actual românesc ne putem duce până în primăvara anului 2025. Sebastian Burduja, ministrul energiei, spune că trebuie totuși reorganizat sistemul pentru ca beneficiarii să fie cei care au nevoie cu adevărat de sprijin în vederea compensării și plafonării facturilor la gaze și energie. Ceea ce eu susțin și cred că trebuie să găsim o soluție la această provocare este să țintim mai bine aceste măsuri de sprijin. Să nu subvenționăm cu același nivel, să spunem, un român care muncește pe salariu minim și se chinuie de la o lună la alta să-și achite aceste facturi, cu un român care poate muncește într-o poziție de conducere la o multinațională și câștigă 30, 40, 50 de mii de euro. Nu cred că România își permite să facă o asemenea subvenție pentru toată lumea. De fapt, principial nu este corect. Ministrul Energiei a explicat că vor urma discuții cu INS, Ministerul Finanțelor și ANAF pentru a vedea cum se vor putea corela bazele de date esențiale ca să se poată asigura o centralizare cât mai concretă a românilor care au nevoie de această măsură, dar și o analiză a bugetului alocat. Este prematur, da. Facem o analiză în acest sens, vedem datele care ne sunt necesare pentru a putea corela nivelul de venituri al populației cu aceste costuri la facturile de energie electrică și gaze naturale și o să vedem exact cum putem să țintim mai bine aceste măsuri.